Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună o prăjitură pufoasă cu prune. Se poate face cu orice fel de fructe de sezon, fructe proaspete, fructe din compot, fructe uscate, orice aveți. Ce folosim? Voi face o tavă generoasă, o prăjitură groasă și pufoasă. Avem nevoie de 10 ouă pe care le-am spart și le-am separat gălbenușuri și albușuri, 200 de grame de unt, eu folosesc unt gras cu minim 80% grăsime, puteți folosi 200 de grame cântărit de ulei, dar mai savuroasă va fi prăjitura cu unt, vanilie, 300 de grame de zahăr, 300 de grame de făină, deci cantități egale, un praf de sare și 1 kg de prune. Prunele cântărite cu tot cu sâmbure, le-am spălat și le-am scos sâmburele. Cum procedăm mai departe? Prima dată aprindeți cuptorul și apoi facem aluatul. Albușul se pune la bătut, adăugăm un praf de sare cât se ia cu 3 degete, se amestecă și se lasă deoparte ca să-și intensifice culoarea. Când albușul este bătut, adăugăm și zahărul în ploaie. Albușul nostru s-a bătut spumă foarte frumos. Îl dăm deoparte. Gălbenușurile și-au mai intensificat culoarea. Turnăm untul topit, puțin câte puțin, ca la maioneză. Așa arată. Turnăm peste albușul spumă. Amestecăm ușor, de jos în sus. Punem acum și vanilia. Eu voi folosi o linguriță de pastă de vanilie. Puteți folosi 2-3 pliculețe de zahăr vanilat. Recomand un zahăr vanilat bourbon sau o fiolă de esență de vanilie sau semințele de la o păstaie de vanilie. În acest moment, dacă doriți, puteți adăuga și puțină scorțișoară măcinată. Nu e obligatorie, mie îmi place, așa că voi pune un vârf de cuțit de scorțișoară măcinată. Atât. Punem făina în ploaie. Amestecăm în continuare de jos în sus. Nu folosim deloc praf de copt, nu folosim niciun fel de afânător. Dacă respectați rețeta așa cum vă spun eu, amestecat ușor de jos în sus și albușul bătut spumă foarte bine, o să vedeți ce prăjitură pufoasă ne iese la final. Așa arată aluatul la final. Îl vedeți cât este de fin și de spumos, da? Am pregătit o tavă de 30 cu 25 de centimetri diametru. Răsturnăm aluatul. Nivelăm. Eu am tapetat tava cu hârtie de copt. Puteți să ungeți tava cu unt sau ulei și să o tapetați cu făină. Câteva prune le rupem, bucăți mai mici, ca să se ducă mai la fund. Dacă veți folosi prune mai coapte, prăjitura va fi mai dulce. Dacă veți folosi prune mai crude, prăjitura va fi mai acrișoară. Eu am prune mai crude, nu foarte coapte. Abia le-am cules de aici, din grădină, de la mine. Vedeți, așezăm prunele cu fața în sus, așa. Mergem acum la cuptor, la cuptorul preîncălzit, 180 de grade, foc sus-jos, timp de
aproximativ 40-50 de minute. Facem proba cu scobitoarea și vedem când este gata. Este gata prăjiturica noastră. Uitați-vă ce frumos a crescut. Când palpăm, își devine imediat, e bine coaptă. Pudrăm cu zahăr farin vanilat. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o tăiem bucăți. Am tăiat prăjitura, este gata, am lăsat-o să se răcorească doar un sfert de oră. Nu știu cum e la voi, dar la noi întotdeauna e grabă mare când fac câte ceva. Așa arată. O vedeți și în secțiune. Are foarte multe prune, de jur împrejur. Se vede cât e de pufoasă, vedeți? Elastică și când o rupem, așa arată și în secțiune. E moale, pufoasă, aromată, plină de fructe. Și nu am folosit deloc praf de copt. Nu uitați, se poate face cu orice fel de fructe. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Sunt Gina Bradea, îmi plac rețetele simple și gustoase. Așa că vă mai aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți. La revedere!